nou pe YouTube despre avocado și mango. Salutare, dragi spectatori, eu mă numesc Vlad și sunt bucuros să vă văd pe canalul nostru de YouTube Madeline Huca. Astăzi noi vom arăta cum se face un răghilea într-un avocado și într-un mango. O să fie interesant. Haideți să începem. Prima ce o să facem noi astăzi este mango. Avem nevoie de pânză de bonfire, puteți folosi și cuțitul, dar o să fie mai greu să scoateți zâmburile dinăuntru. O tăiem. Asta nu era în plan. Aici un pic o să vă trebuiască să vă jucați. Dar puțină răbdare și zâmburile va ieși. Punem cuțitul deoparte. Și sâmburile nostru o ieșit afară. După ce am scos sâmburile, punem calaudul ca să vedem cum să tăiem mai departe. Facem un contur. Ca calaudul să fie perfect așezat după. După ce am făcut contur, tăiem părțile din mango care sunt în plus și facem astfel forma calaudului. Verificăm dacă calaudul nostru stă bine. Cum vedem, acoperă toată. După aia punem sârma. Așa ar trebui să arate cu sârma. Și acum punem aroma. Ce aroma vom folosi astăzi este Winter Watermelon de la brandul Puer. Și așa arată mango. Dacă punem calaudul, vedem că totul stă perfect. O punem deoparte, facem curat și facem avocado. Acum facem avocado. Luăm avocado în mijloc. Un pic mai sus de mijloc îl tăiem. Așa. Acum scoatem sâmburile. Facem forma pentru calaud. Facem gaurică pe mijloc. Folosim sârma ca aroma să nu cadă în răghilea. Și așa arată avocado nostru. Acum punem aroma. Ce aromă vom folosi în avocado va fi Hello Kitty de la brandul Puer Marmelade.
Așa arată avocadul nostru după ce am pus aroma. Acum punem, așteptăm să se facă cărbunii, încălzim calaudurile, le punem peste creuzetele noastre și împreună testăm cum va fi pe avocado și cum va fi pe mango. Bun, calaudurile noastre sunt bine încălzite, acum le punem pe creuzetele noastre. Ce vom testa primul, domnul regizor? Avocado sau mango? Haideți atunci să începem cu avocado nostru. Având în vedere că creuzetele noastre sunt făcute în atingere, noi iarăși nu avem nevoie de 3-4 minute ca să se încălzească, ajung și 30 de secunde. Haideți să o aprindem. Foarte bun. Dar vreau deodată să încerc și cum se fumează și pe mango. Da, e foarte, foarte bun pe avocado. Bam, asta nu era în plan. Punem mango. Și să vedem cum se fumează pe mango. Foarte bun, dar fresh-ul de la Winter Watermelon e foarte, foarte fresh, că ți îngheață tocmai pe tu și uneori, atunci când narghileaua în atingere, fresh-ul îți bate foarte tare pe gât. E foarte bun. Acum vreau să-l chem pe domnul regizor, ca să ne spună și părerea lui dacă ce îi place mai tare. Da, vreau prima dată să pun mango. Mango, avocado, băieți. Despre înaltea de avocado nu pot să spun că se simte avocado, dar cred că peste 20 de minute o să fie gust de avocado, puțin. Încearcă și pe mango, dar deodată îți spun, având în vedere că am pus Winter Watermelon, fresh o să-ți dea foarte bine pe gât. Deci să ai grijă când traci. Crystal Winter de la brandul Power se socoate cea mai puternică gheață de pe piață care o puteți întâlni. De asta chiar și Winter Watermelon conține Crystal Winter și fresh-ul efectiv îți îngheață gâtul maxim. Dar după ce fumez plus minus 5 minute, fresh-ul un pic se liniștește și vine un dulce de la pepene roșu. Orice narghilea care este făcută pe bază un fruct nu este făcută pentru gustul fructului. Fructul, în mare parte, îți înlocuiește siliconul. Adică beneficiile de a face o narghilea în fruct este că nu poți să-l supraîncălzești. Adică efectiv îl duci la o temperatură, se încălzește fructul și aroma, în mare parte, nu poate să ardă. Pentru că un fruct niciodată nu o să ajungă la temperaturi la care ajunge un creuzet normal. Eu până la sfârșit rămân pe avocado că mie îmi place mai mult cei dulce decât cei fresh. Foarte bun. Efectiv, dacă să vă spun în privință la avocado, dacă se simte gust de avocado. Puțin, efectiv cu timpul, cu
când se încălzește mult, când se încălzește mai tare avocado, există un gust, adică persistă un gust de avocado. Adică îl simți, nu te deranjează, e bun, dar nu extrem de mult. Adică efectiv dacă vrei să faci un avocado, e doar așa un pic de caterincă, efectiv ca să faci într-un în ceva în ce l-ai făcut până acum. Azi, dragi spectatori, noi am terminat. Vă doresc cât mai mult fum. Numai bine, iubire, dragoste, pasiune în tot ce facem. Nu uităm să avem grijă de drumșoarele noastre. Și ne revedem în video următor.